sâmbătă 21 martie a avut loc la Teatrul Tony Bulandra premiera spectacolului Biloxi Blues de Neil Simon, eveniment precedat de happeningul artistic marca McRanin, expoziția de sculptură Portocaliu. Expoziția Eveniment Metacultural despre condiția artistului în Târgoviștea secolului 21 a fost o parodie reușită la adresa guvernării Portocalii și a conducerii tot Portocalii a județului. Într-o perioadă în care valorile spirituale sunt nevoite să bată în retragere din cauza unor decizii de ordin administrativ care vin din partea unor oameni lipsiți de capacitatea de a aprecia fenomenul cultural, expoziția regizorului McRanin reîntregește viața cotidiană a fiecăruia, aducându-ne zâmbetul ironic pe buze și speranța că atitudinea față de Teatrul Tony Bulandra, manifestată de conducerea actuală a județului și a municipiului, se va schimba, dându-i de fapt cezarului cei al cezarului. Foarte interesantă, cu totul deosebită, cu totul deosebită, cu totul și cu totul deosebită. E o parodie îmbinată cu ironie, de o plasticitate cuceritoare și foarte expresivă. Sunt aici mai multe simboluri portocalizate, s-a portocalizat toată cultura, e o proiectare în deriziune din perspectiva acestei culori, care se numește portocaliu, care a devenit un simbol al minimalizării tuturor valorilor culturale și cred că are și un efect asupra spectatorilor, asupra vizitatorilor, efectul de a înțelege cât de mult poate dăuna o decizie politică unei lumii atât de sensibile cum este arta. Mihai Constantin Ranin dovedește o sensibilitate estetică cu totul și cu totul specială. E o fantezie debordantă în această expoziție. E o variație de forme care au fost articulate din perspectiva ideii de portocală, ca să spunem așa, și ca să se împlinească spectacolul ca atare, textele care se aud înregistrate de către o voce de actriță talentată, acele texte sunt parafrazări ale unor formule celebre preluate și din limbajul vieții cotidiene, dar și din cultură. Este o noutate și sub alte aspecte, nu numai pentru mine și pentru vizitatori, dar este o viziune nouă, întrucât aduce obiecte din viața cotidiană și le resemnifică, le încarcă cu o semnificație estetică, parodică și îmbibate, cum am spus mai înainte, de ironie. Sunt aici portrete de zei, de artiști, de dramaturgi, care sunt portocalizați, adică ideea ar fi aceasta, atitudinea artistului este aceea de respingere a unor măsuri brutale din punct de vedere al administrației și din perspectiva unei politici care este opacă la sensibilitatea culturii.
să știe că există două feluri de valori pe lumea asta, valori materiale și valori spirituale, valori utilitare și valori spirituale. Unele care satisfac nevoi utilitare și sunt necesare și ele, spre conservare și securitate, și valorile spirituale. Valorile spirituale astăzi, din păcate, sunt nevoite să bată în retragere din cauza grosolăniei unor atitudini și a unor decizii de ordin administrativ din partea unor oameni lipsiți de sensibilitate și de cultură artistică. Este acesta un fenomen artistic la care participăm, pe care eu îl apreciez foarte mult și sper să aibă și rezonanță în viața obișnuită, în viața cotidiană, dar că se și va finaliza cu schimbarea atitudinii față de această instituție prestigioasă care este Teatrul din Târgoviște, teatrul ca instituție, nu numai ca înfățișare arhitectonică, al cărui ctitor este Mihai Constantin Ranin. Fenomenul artistic este cel care ne scoate din noi și ne face mai buni. Tocmai pentru aceea suntem aici. Cățelii îngușitori sunt carnivori, dar de foame mănâncă portocale cu greși. Prost să nu e prost de sol dacă mănâncă portocale. Expoziția este inedită și este pentru prima oară când văd așa ceva și mă bucur că pot să văd asemenea exponate. Dacă ai poftă la portocale, ce-ți mai trebuie portocaliu? Spune-mi ce mănânci ca să-ți spun cine ești. Portocale! Ne pune pe gânduri, ne aduce aminte de proverbe clasice romane, genul mărgăritare ad porcas. Da, ne face să ne gândim la tot ce în jurul nostru puțin altfel. Și oricum ne îndeamnă să facem și noi ceva, nu numai teatru, pentru a rămâne în continuare teatru. Eu deja m-am gândit la un manifest al tinerilor, din elevilor din școală și din liceu, care au devenit admiratori ai teatrului și spectatori permanenți deja pe ani încoace. Cred că se poate face ceva, ceva în genul ăsta, nu, cu ceva opus portocaliului, probabil. Comuniștii ne-au privat de portocale. Cine are carte, are parte de morcovi. Portocale.
Cu o sală arhiplină, cu spectatori șezând pe scaune postate și pe culoarele de trecere, a avut loc și premiera piesei de teatru Biloxi Blues de Neil Simon. E o seară mare pentru mine, pentru că nu mă așteptam să fiți atât de mulți. Este mare pentru că veți vedea un spectacol cu actorii care trebuiau să fie generația de schimb. La Teatru Tony Bulandra, știți că ne lipsesc 10 actori în schemă, nu mai vorbim de colaboratori. Nu o să repet ce repet de o vreme încoace, de vreo 2 săptămâni, pentru că tot apar în fața publicului și povestesc că din luna iulie, de când a venit portocaliul la putere în județul Dâmbovița, noi nu avem bani decât de salarii și de utilități. Dar utilități înseamnă și hârtie igienică și săpun lichid și alte lucruri pe care plătește directorul. Mă rog, directorul mai plătește împreună cu directorul artistic și regizor și, mă rog, nu toți banii, că ar fi prea mulți. Dar nu rămas prea puțin. Ați asistat înainte la o expoziție, cei care n-ați văzut-o, vă rog să urcați și pe sus. La etaj este o masă tribală, o să vedeți tot soiul de oameni portocalii. Așa cum se face la muzeul de artă modernă din Paris, de exemplu, unde am lucrat o vreme. Știți, am vrut să vă arăt că noi ne putem acorda cu arta modernă după foarte mulți ani, pentru că primul pișoar transformat în fântână a aparținut unui pictor care se numea Duchamp. Am lăsat și acolo o mică etichetă, dacă o să o observați. El făcea asta la muzeul de artă modernă din New York în 1917. A venit modernitatea brusc peste noi, așa cum a venit în Mongolia. Mongolia a trecut de la comuna, de la perioada medievală, direct la perioada sovietică. Și a fost un șoc. Acum s-a întors unde vrea să se întoarcă, la un soi de libertate. A venit arta modernă în orașul Târgoviște brusc, ca un cutremur. Dar faptul că seara este bine în seara asta și aproape seara de seară, dovedește că acest cutremur, acest șoc a fost util. Pentru că ne-a acordat cu ceea ce se întâmplă în arta universală. S-a mai întâmplat ceva aici. S-a întâmplat că au venit niște artiști care aveau niște idealuri. Și eu am probat vreme de 7 ani că aceste idealuri pot deveni realizabile. Eu am probat că pot să fac un teatru în deșert. Actorii au probat că pot să ajungă să lucreze la BBC sau să lucreze în România și să iau un premiu internațional sau nenumărate premii internaționale și după aceea să se risipească în teatrele importante din România sau din lume. Măgarule! Tăcerea dumneavoastră mă obligă dacă să mai poate face lucrurile astea pentru câteva luni când o să se închidă teatru și o să plece după mine. Nu știu unde mă duc. Luați câinele de acolo, că mi-e frică. Bun. Inițial vreau să vă vorbesc despre această eșarfă. Nu o să fac politică, nu o să vă vorbesc despre partide politice, despre culori politice. Această eșarfă a fost țesută în Siria. Este cu fir de aur. Și am cumpărat-o în Israel, acum 2 ani. Acum că e perioada pascală, mi-am amintit de Israel. O să-l invit pe domnul Teddy Vasiliu, o să-l rog, să mă invite pe mine la televiziune să vă vorbesc despre Israel, despre circul din Ierusalim, despre artiștii de acolo. Sunt foarte multe lucruri comune cu lucrurile pe care le facem noi aici. Dar nu o să vă vorbesc despre el, nici despre cravata mea, nici despre această eșarfă. O să invit niște oameni care știu să vorbească despre arta plastică. O să fim foarte scurți ca să vedeți acest spectacol minunat care urmează al colegului meu, Mircea Rusu, de la Teatrul Național, de curând profesor la UNATC. Îl invit pe criticul de teatru și de arte plastice și scriitorul Chris Modorcea să vă vorbească despre expoziția pe care tocmai ați văzut-o. Și dacă aveți întrebări în legătură cu această expoziție, vă stau la dispoziție fie și toată noaptea, ca să înțelegeți și să vă amuzați, eu o să fiu foarte bucuros. Domnule Chris Modorcea. Mă bucur foarte mult că sunt în cetatea medievală, care se colorează mereu, de la roșu am trecut la portocaliu. Am sentimentul că încă nu am părăsit America,
Deci, 3 luni de zile am fost la fetele mele, gemele Indigo, care sunt stabilite la New York și știu că ele au fost și au în Târgoviște, au cântat și în Târgoviște acum 3 ani, când erau în țară. Și acolo am văzut un teatru miraculos, se numește La Mama, unde mulți artiști români au căpătat carieră mondială. În primul rând Andrei Șerban, care e format la Mama, de către patroana acestui teatru, Ellen Stuart. Acolo a lucrat Ciulei, acolo au lucrat soții Miruna și Radu Boruzescu. Acolo se lucrez eu. Acolo așa lucreze și domnul. Și acum fetele mele lucrează un spectacol. Acest teatru și ceea ce vedeți voi și ce am văzut și eu, ce trăim împreună, este o carte de vizită extraordinară pentru România și pentru teatru în general, pentru ideea de teatru, pentru ideea de spectacol, pentru ideea de ambianță, pentru ideea de prietenie, de comunicare. De aceea vă rog să mă credeți, sunt absolut șocat să văd noul, să văd binele, să văd frumosul, care este împiedicat să se manifeste. E un paradox, este ceva de necrezut. Dumneavoastră ați făcut aceste lucruri, domnule director, cu o fantezie și un talent deosebit. Dar, dragii mei, dacă rămânem la faza de umor, la faza de comedie, portocaliu va spune, lasă să se distreze, le dăm pâine și ce? Se uită, se amuză să ducă acasă, să defulează. Tehnica defulării de care vorbea Shakespeare și Brecht, dă-i burghezului, dă-i portocaliului, dă-i celui de la putere acest umor, această defulare și el se va simți foarte bine. Deci acest tip de spectacol care pe noi ne amuză este și în favoarea lor. Vă rog să rețineți că întotdeauna puterea s-a menținut tocmai pe aceste efecte de bumerang. Noi trebuie să mergem mai departe. Eu am să fac cât am să pot și fiecare dintre noi trebuie să gândească așa, trebuie să aveți o atitudine radicală față de ce se întâmplă aici. Nu se poate un astfel de teatru, un astfel de bine, un astfel de frumos să fie amenințat să mai existe. Să fie transformat într-o varză de tip Cântarea României, după cât am înțeles, cu un contabil care se conducă. Deci aici s-a investit. Aici s-a investit inteligență, frumusețe, muncă și sunt sigur că sacrificiu foarte mult. Inclusiv material din partea actorilor acestui teatru și din partea colaboratorilor lui. Nu lăsați ca să se distrugă acest loc sacru. Teatru, arta vă ajută și pe voi să fiți mai frumoși și mai puternici. Trebuie să aveți o atitudine creatoare, pozitivă, dar dincolo de umor și bășcălie. Ceea ce distruge România este bășcălia. A dispărut aproape umorul. Oriceea ce ați văzut în sala asta e plin de umor. Umorul are calitate, are profunzime, are acea dimensiune care te face să fii om, care se adresează spiritului. Diferența între umor și bășcălie este că în timp ce umorul se adresează spiritului și ne face mai bun, ne construiește, bășcălia te coboară, te prăbușește, te duce în groapă, te duce la nivelul subuman, la acea sală de expoziții în care vin purceii și mănâncă colierele, mănâncă mărgăritarele. Deci nu trebuie să lăsăm mărgăritarele porcilor. Deci, dragii mei, mă bucur încă o dată foarte mult că sunt în mijlocul dumneavoastră și mă bucur că pot să fac acest racord, această legătură între Manhattan și Târgoviște. Este mesajul pe care îl aduc de acolo, am trăit foarte mult și am scris despre fenomenul artistic,
Dar fenomenul artistic în America, în Manhattan, este implicat în social și politic. Deci arta face parte din viața cotidiană a oamenilor. Arta nu le este indiferentă oamenilor. Arta se află pe toate străzile. La fiecare pas vezi o sculptură. Ce ați văzut aici, acele personaje fac parte din creația unui artist care se numește Vlad, Aurel Vlad, este sculptor și expoziția lui se numește Aplaudacii. Acei oameni giganți care au aspectul de preistorici, puțin orangutani, deci ăia sunt cei care îi susțin pe cei din umbră. Eu cred că prin natura ei, arta nu cere să fie explicată și nu poate fi să primească, nu poate primi un echivalent semantic niciodată, ea trebuie contemplată în mod direct, nemijlocit. De aceea, voi spune numai niște impresii de ale mele foarte scurte despre acest vernisaj, despre această expoziție care, la urma urmei, poate fi citită ca un protest. Deci se poate protesta și în mod elegant, cu ajutorul frumuseții, se poate protesta cum face Mihai Constantin Anir prin acest gest artistic, se poate protesta prin parodie, îmbinată cu ironie, acestea fiind instrumentele artiștilor. Artiștii n-au grosolănie, nu au vorbe urâte, nu au gesturi animalice și brutale, ei au o eleganță sufletească și recurg la procedee, într-adevăr, artistice care se meargă și la mintea și la sufletul spectatorului sau al vizitatorului în cazul nostru. Mihai Constantin Ranin zicea că ne cunoaștem mai adânc, nu suntem numai cunoștințe, de când era el în anul 2 la un ATC, la secția de regie de teatru și am rămas în relații sufletești și culturale în același timp. Eu am fost impresionat de inițiativele lui de a fi ctitor al acestei instituții, nu e vorba numai de înfățișarea acestei clădiri pe care am frumusețat-o, a estetizat-o, ci și de construcția instituției ca atare. E un teatru. E un teatru cu majusculă. El a gratificat, ca să spun ceva despre el, că la vârsta lui biologică și la vârsta lui culturală, se poate spune că Mihai Constantin Ranin, omul și opera. Este un om care are deja o operă, o operă reprezentativă. A gratificat. Îi mulțumesc! Mulțumesc, profesor! Tinerii actori ne-au mărturisit că și-ar fi dorit ca, după absolvire, să facă parte din echipa teatrului Tony Bulandra, dar demisia anunțată odată cu încheierea stagiunii a directorului Mac Ranin face ca acest proiect artistic să nu mai poată avea loc, mai ales că posturile pentru noi angajați sunt blocate de primăria Târgoviște din august 2008. Așadar, teatrul Tony Bulandra umple sălile până la refuz, dovedind că la Târgoviște oamenii vor să simtă și să respire artă dramatică. Asta în ciuda voinței administrațiilor de a forța echipa consolidată de 7 ani la teatru să abandoneze instituția și implicit visul atât de frumos devenit realitate și numit Teatrul Profesionist Tony Bulandra Târgoviște.